Andreea Britten și bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi se anunță a fi una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Noi suntem în Egipt acum, suntem aici și cu Dima și cu Denisa. Și cu Habibi pe față. O să mergem într-o excursie cu un vapor, nu? Da. Eu nu știu exact ce facem, doar știu că o să facem scuba diving. Asta e vaporul. Și o să vă iau cu mine toată ziua să vedeți și voi ce se întâmplă pe aici. Și sper că o să vă placă ziua asta la fel de mult cât o să ne placă și nouă. Yes. Ne vedem de pe vapor. Am ajuns și în port, sunt 500 de miliarde de vaporașe și bărci și de-astea. Room tour vapor edition. Noi am urcat pe aici, dar acolo stă personalul sau ceva, nu ne lasă. Pe aici ne-au băgat și ne-au lăsat aici și nu ne-au zis nimic. Oh, ce iubită! Tremur să fac! Ce iubită fiteasa, ne-a făcut niște semișuri, oamenii ăștia ne-au făcut niște semișuri cu cașcaval. Și nu-i place, doar ca așa. Da, chiar sunt. Uite, iubita mea, uite cum avea. Ea avea mai multe. Gen, la ea a zis, one special. Și i-a făcut special. Ca să înțelegeți, ne-au dat un sandwich, asta un măr stricat, pe val, nu ne un castravete și ceva, nu știu ce asta. Castravete mai mare. Castravetele ăla e pentru, nu știu ce cu el. Pentru plăceri, masticabile. Eu și Denis tocmai am realizat ceva. Avem aceeași culoare la costum. Oh, plecăm! Where are we going? Oh my god, I'm... No! Haideți că noi între timp am mai descoperit părți ale bărci. E barcă? E vapor? Nu știu ce e, iubire, e... merge barcă pe apă. Ale bărcii ăsteia și vreau să vă arăt, e frumos arătă. Haide, go! De aici o să sărim noi când o să facem scuba diving. Oh my god, earthquake, my friend! What the fuck, Egiptia? E și echipamentul aici. Mai departe. Cred că e un fel de bar aici sau bucătărie ceva. Ia vezi. E puțin pe la mamaie. Aici dormim. Aici e siesta. Aici nu-mi place. Hai o altă. Și aici cred că suntem, cum era? Babord, tribord. Nu știu. Da. Asta e ancora. Da. Omigoș. I want picture here. Acolo, da. Pe Instagram să vedeți poza de acolo. Hai că facem dacă e. Nu facem, că mi-e frică. Parcă nu iese. Mai departe. Pe aici v-am arătat deja și acum partea aia de care vă ziceam că e frumoasă rău de tot. Aici sus. Asta e. Oh, hai că sigur cădem pe aici. Mi-e puțin frică să stau aici, dar în același timp e unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am văzut. E în afară de mine. În afară de mine. Tău. Oh, hello my friend. Hello. Ce faci, bebe? Dar mă strânge aici, cred că mor. Nu mor. Ți-e frică? Fără mișto. Mă transform în sirenă când fac contact cu apa. Intră băieții prima dată, noi după aia. Da, abia aștept. Dar mi-e frică un pic. Și mie. Cred că mă scap un pic pe costumul ăsta. Ia. Uite așa fac acolo. Bam 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 bam. Direct. E oversized ăsta, amine. Mai am un pic plesnesc pe el în casa aici, gura ta, cred că mă sufoc acolo. Arată-ne, bebe, noua ta achiziție. E forță. Deci uitați-vă puțin cum arată Denisa, yeah, da? În acest wow costum minunat. Te rog frumos. Oh. Da. E oversized, bebe. Leacă băieții. Are you ready, bebe? Okay. Sunteți gata, băieți? Băi, e cam frică, că nu mai vorbiți cu noi. Bebe? No sharks here. Mamă, cât de tare e! Tare rău de tot! Vezi că e super ușor, da? Dar trebuie să-ți dau niște tips and tricks, gen. Ok. Bună ziua! Hello! O, dar ce bine e la suprafață pentru muritor pe aici. Eram sirenă pentru un minut. Priviți, nu te panichezi, da? Deci, îți intra pe nocții de frunte și sufli și închizi și ochii. Poți, iubire, da? Și o să-ți placă, să vezi, te duce mai încolo la coral și o să vezi o grămadă de pești pe lângă tine, de-aia frumoși, gen. Bam 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 bam. Prima oară groaznic, după aia am speriat un pic, am fost acolo. Păi da, că am făcut greșeala mare. Mamă, bebe, știi că pe mine m-a bubnit râsul grav rău de tot când l-am văzut ăsta pe gură de mil cu apă în ochi. Da. Deci eu râdeam sub apă și m-am mânecat, eu să mor acolo aici. Ești ok, da? Da, bine. Să vezi și o să râzi de ăsta că noată pe lângă tine și e broască și te filmează, gen. Da, da. Și că te operează, bebe. Vezi, acum e prea mică și nu-mi vine nimic. Of, Doamne. E prea mică, măi, am mâncat și gura ei. My friend, thank you. Vezi că la început o să fii panicată și o să crezi că nu poți să respiri, dar poți foarte bine. Da.
josurilor. Ești ok, iubita? Da. O să o panichez, da. Bebe, la început și eu m-am panicat. Dar după e ok. Hai, iubita, curaj, da? Da, prințesa mea? 1, 2, 3. Opa! Opa! Baftă, iubita! Ai avut probleme? Aia zic. Cum a fost iubirea mea? Mamă, deci mai vedeți foarte. Vrei să ne aduci pro... V-a plăcut? Mai vreau de încă 5 ori. Thank you. Păi mergem acum amândoi la următorul, da? Mr. Bagaj. Ce credeți că e aici? Fiți căsuța noastră. Bună, prieteni. Hello. Dragilor, ne-am întors și noi în sfârșit la hotel. Cam asta a fost tot pentru ziua de astăzi și așa cum am presupus la început, chiar a fost una dintre cele mai frumoase zile pentru mine. Am fost speriată, apoi am fost entuziasmată, am râs, am glumit, am trăit experiențe noi și chiar m-am bucurat de ele și vă recomand 100% să încercați ceva de care vă era frică înainte pentru că nu o să regretați după aceea. Și dacă vreți cumva să știți mai multe informații despre vacanța în Egipt în sine, să știți că găsiți genul ăsta de informații la Teo pe canal pentru că el are mai multe vloguri de genul ăsta. Dar până atunci sper că v-a plăcut și clipul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați și mie un like, un share și un subscribe pentru că m-ar ajuta foarte tare. Și altceva nu mai am de spus, așa că până data viitoare să aveți o zi cât mai frumoasă. Eu v-am pupat, pa, pa! Nothing's ever enough.